vă mulțumesc. Aș dori în primul rând să sublinez și eu faptul că sunt foarte bucuros că fac parte din acest colectiv și să spun că nu mai spun și cu alte ocazii de altfel, că având în vedere diversitatea de a participa continuu la acest proiect este un primej foarte bun de învățare. În al doilea rând, aș dori să apremată preselecția cu cât poate una dintre formulele care au apărut în YouTube de comunicare a Roma Patrotele, cea mai capacitate de a distinge fără a despărți numele contexte. Cred că acesta este și măcar eficientul dintre ideatele pe care, sau dintre obiectivele pe care mi le-am propus în acest proiect, având în vedere zonele gri sau zonele de confluență dintre traducere și interpretare. Pentru că, normal, pe orice text sacru care face obiectul de exegeză atât de bogate, în momentul în care este tradus, automat traducerile sunt mai mult sau puțin tributare bogatei tradiției care s-a acumulat între timp în zona de exegeză. Eu cred că ceea ce ne-am propus să facem a fost să ne prezentăm împreună și cu toată separat. Cred că am încercat pe cât posibil, pentru că, bineînțeles, că această operațiune chirurgicală nu este precis chirurgicală, nu este posibilă 100%, dar am încercat în același timp să prezentăm traducere ca traducere, încercând să facem un transfer cât mai fidel și mai aproape chiar de literal în măsură acceptabilă, bineînțeles, dinspre ebraică spre română și totodată prin notele pe care le-am făcut, am încercat să nu vă duvim, cititorul de bogata tradiție de interpretare românilor diverse, altor traductorii și așa mai departe, care însoțește acest text. Bineînțeles, vă spuneam, este un ideal, sperăm să fie, nu știu, să ne fi conformat cât mai multă putință. Când spuneam, sperăm să fie avut capacitatea să reprezintăm de amândouă și traducerea și interpretarea cu o complementaritate și cu mai puțină suprapunere. Însă, bineînțeles că acesta urmează să fie, acest verdict urmează să fie dat de cititori care sperăm să aibă bucuria de a citi acest text, o bucurie de a citi acest text pe măsura bucuriei